Bună dimineața, dragii Rosumi Hai Daniel! Atenție, piața poate să bubuie la propriu atunci când nu vă așteptați. Ideea este că, în momentul de față, suntem la aproape 24 de ore de decizia Fed-ului regată de rata dobânzii. Și această rată e. depinde cum stai și te uiți la ea. Dacă te uiți la microscop pe termen scurt, s-ar putea să se întâmple ceva ce dezamăgește. În 2020, cu 4 zile înainte de tăierea ratei dobânzii, Bitcoin nu cădea 50%. Am spus asta și la știri aseară. Dar, 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 pot să privești așa, a căzut de la aproape 8.000 de dolari până la 3.800 și zici, mamă, ce tragedie, ce dramă, da? Dar după, de la 3.800 de dolari s-a dus la 69.000 de dolari, ceea ce e ceva incredibil. Imaginați-vă că acum s-ar duce la. Deci de la 3800 până la 69000, nu 10x. 16, 17x. Acum dacă ar face treaba asta, Bitcoin, nu? Da? Să zic, cade 50%, se duce după aia 17x, s-ar duce la aproape 700.000 de dolari sau la 500 și ceva, 600. Da? Probabilitatea să se întâmple acum același scenariu este una destul de redusă, dacă nu imposibilă. Știți că am vorbit de-a lungul timpului ce se poate întâmpla cu Bitcoin-ul. În următoarele zile se poate întâmpla volatilitate. Pe graficul de 12 ore, Bitcoin-ul are o corecție începută. Apropo, poziția mea deschisă la 54.800 este în continuare deschisă. Atât timp cât sunt pe plus, e ok. Adică ce vreau să evidențiez prin această poziție asumată public este că uneori trebuie să ai răbdare, dar puteam să o închid la 60.000, de îmi luam 9%, nu asta e ideea. Ideea este că mi-am propus un target. Deși este o poziție swing, da? deși am văzut că pe 12 ore începe corecție, pe 4 ore să corecție, pe 6 ore, whatever, da? am zis, băi, hai să o las, că Bitcoin Bitcoinul, acum să zic, dacă își termină corecția pe 12 ore, care a putea să-l ducă pe la 56.000, poate, nu zic că o să-l ducă, da? în condițiile astea cu rata dobânzii, poate să se întâmple și invers. Se poate duce în 64.000, unde este 200 moving average în rezistența mare pe daily. Dar revind la uh, afirmația pe care am început-o la început, atenție, piața poate să bubuie în orice moment. Da, uh, dragilor. Perioada pentru DCA-uri a trecut, adică a fost toată vara. Căderi mari, urcări, căderi mari, urcări, perioada în care na, se putea încărca suficient de mult. Am încercat și eu să încarc cât am putut, să profit de ce s-a întâmplat. Uh, nu cred că, că reușește nimeni să facă deceau perfect. Știu oameni care îi admir pentru ce fac, da, în, nu în România, dar uh, e greu. Dar nu e imposibil. Și atunci, cred că ce urmează, s-ar putea să fie acele creșteri parabolice. Da? Asta, dacă băieții ăștia care vor să cumpere ieftin nu ne fac surpriza. 49.000 de dolari este zona critică. Vedeți bitcoinul sub 49.000, probabilitatea să ducă în 46-45 este una foarte mare. Probabilitatea să se ducă în 40 de mii, 39 de mii, este una relativ reală, un 50% Asta dacă scade sub 49.000, asta dacă începe acum o corecție pe daily De unde ne aflăm noi acum ar fi făcut un lower high, da? ceea ce nu e neapărat senzațional Dragilor de obicei când Binance-ul lansează un nou proiect, o nouă monedă, când e activitate pe Launchpool și ăla este un semn pentru piață pentru că este păcat să irosești un glonț atât de puternic, Da, cum este listarea, lansarea pe Binance, dacă perioada este una foarte beriș Am văzut asta în cazul multor proiecte care au avut succes și bubuială ulterior este cazul, vorbim despre moneda celor de la Hamster Combat, un joc care are o comunitate de peste 300 de milioane de oameni. Această listare pe Binance este o listare în care uh, va fi un airdrop, o, nu știu dacă se zic neapărat un airdrop, însă comunitatea de pe Binance va primi aproape uh, echivalentul a 81 de milioane de dolari în această monedă. Voi lăsa în descriere linkurile ca să participați, de asemenea, linkul meu de afiliat. Proiectul acesta este proiectul cu numărul 58 pe Launchpadul celor de la Binance, dar este un proiect cu foarte mare hype, având o comunitate atât de mare, da, fiind pe Telegram și având acest joc pe care probabil foarte mulți dintre voi l-ați testat. Știu că am făcut acum mult timp un clip sumar despre ce este Hamster Combat. Față de meme uri măcar asta e un joc. La meme coinuri, nu, nu ai ce să zic să meme coinuri, dar aici vorbim de un joc care a reușit să atragă o comunitate uriașă. Mă repet, găsiți în descriere linkurile. În rest, vă propun să mai aveți răbdare 24 de ore. Haideți să vedem cum se manifestă piața în lumina anunțului ce va fi făcut de către Fed. Dacă vedeți vreo oportunitate majoră, gen am anunțat ieri că am pus un mic ordin pe Ethereum în așteptare la 2100 de dolari fix, nu este neapărat să se întâmple. Iar aici vreau să fac o paranteză, să vă spun ceva. De-a lungul timpului mi-am făcut un obicei când nu uit, da? Să pun ordine în așteptare în niște zone cu prețuri extrem de interesante Imaginați-vă că ați pune acum, nu știu, cu ordin la 52.900 Șansele ca Bitcoin să se ducă acolo săptămâna asta sunt mici Săptămâna viitoare sunt mici Imposibile nu sunt Hai să zic că sunt 20% șanse da? Pe mine nu mă costă nimic să pun un ordine acolo Nu e ca și cum aș plăti o taxă mare, nu mi recuperez banii Nu pui un ordin în așteptare. Că pui 10 euro, că pui 100, cât îți permiți. Da? Asta e ideea. Dar dacă el îți ajunge acolo, ești super happy. La fel pentru aseturile volatile astea, care au, nu știu, volatilitate 60-70%, cresc cât China, scad cât China. Puteți să vă puneți niște ordine, niște zone cheie și să așteptați liniștiți. Se întâmplă bine, nu se întâmplă iarăși bine, dar dacă se întâmplă, Vorba evreilor, banii faci când cumperi, nu când vinzi. Dragilor, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Știu că ați înțeles că trec pentru o perioadă dificilă. Astăzi este o zi, e ziua cea mai grea. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și soția mea vă mulțumește și familia mea. Multă sănătate tuturor vă doresc, prosperitate, aveți grijă de voi să fiți sănătoși. Și să ne vedem cu bine, să ne reauzim cu bine, cu vești bune și să înceapă bull market.